Orice rol vine cu provocările lui, dar în cazul de față, jucând rolul Domnului nostru Iisus Hristos, provocarea este incomparabilă cu tot ce am interpretat până acum. Sunt Corneliu Ulic și anul acesta, la sărbătoarea Paștelui, vă invit să fiți alături de noi, să vedeți spectacolul Taina Paștelui, spectacol care vorbește despre evenimentele care au avut loc în săptămâna patimilor. Pilat din Pont. Un personaj care devine important prin faptul că nu vrea să fie important. Un personaj care pur și simplu nu-și asumă răspunderea. Ne spălăm pe mâini, adică suntem amestecați în ceva, dar ne facem că nu ne pasă, nu e treaba noastră, nu ne amestecăm, nu luăm decizie, deși asta ar fi treaba noastră să luăm decizii. Cam asta ar trebui să înțeleagă copiii când văd acest spectacol, din care mă bucur că fac parte. Mă voi bucura să aflu și ce părere aveți după ce îl vedeți, ce impresie a lăsat asupra voastră. Mă simt onorată că particip la cel de-al doilea proiect al Samaritenilor Renovatio în rolul Fecioarei Maria. De data asta, Taina Paștelui, pentru că Taina Crăciunului a fost o bucurie deja realizată, împlinită, și abia aștept să vă văd fețele pline de veselie în sala de spectacol. Niște costume absolut superbe, este o scenografie ieșită din comun. Este o echipă combinată între actori și oameni actori și în această piesă, care este într-o atmosferă frumoasă, aproape idilică, eu trebuie să fiu Caiafa. Adică cel care îl condamnă practic pe Iisus. Îmi doresc doar să înțelegem cât de ușor poți să blamezi un om și cât de greu să-l scoți din acea vină. Cât de ușor este, de fapt, să întinzi o mână și să oferi încredere cuiva care vine să-ți propună altă lume decât cea cu care tu ești obișnuit. Joc Iisus Hristos în Taina Paștelui, regizată de Corneliu Popescu. Este un rol foarte interesant, pe care mi l-am dorit de foarte mult timp și pe care vă invit cu drag să mă vedeți pe data de 8 aprilie la Brăila și pe data de 17 la Ploiești. Sunt onorată să fiu Maria Magdalena în acest proiect. Aceste personaje biblice mă provoacă în a găsi noi valențe ale laturii mele artistice. Vă invit la spectacol, să ne vedeți, pentru că e foarte frumos ceea ce lucrăm și aveți ce să învățați. Mă bucur să fiu parte din acest proiect. Este un proiect chiar grandios, aș putea să spun. Un proiect frumos, cu oameni frumoși, serioși, uniți și de asemenea abia aștept să fiți alături de noi în ceea ce va urma, Taina Paștelui. Salut, numele meu este Dragoș Dumitru și interpretez în Taina Paștelui un saducheu. Vă așteptăm cu drag la piesa Taina Paștelui. Este o plăcere să fac parte din distribuția acestui spectacol. Este un spectacol atât pentru copii cât și pentru cei mari și abia aștept să avem și noi premiera și să ne vedem cu toții, atât noi cât și publicul, după spectacol. Vă așteptăm cu drag!